Zisa Domnul, pentru ce-mi ziceți, Doamne, Doamne, dacă nu facem ce vă spun eu? Vă voi arăta cu este asemenea cel care vine la mine și aude cuvintele mele și le îndeplinește. Acela este asemenea omului care, când și-a zidit casa săpată adâncit și a pus temelia pe piatră, venind apele mari și cu hoiul, izbind în casa aceea, nu a putut să o clitească, fiindcă era temeinic clădită pe piatră. Iar cel ce aude, dar nu îndeplinește, este asemenea omului care și-a zidit casa pe pământ fără temelie și izbind în ea cu hoiul, îndată s-a surpat. Și a fost surparea casei acelea mare și sfârșind toate cuvintele sale în auzul poporului, a intrat în Capernaum. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Când Domnul Dumnezeu vorbește despre casă, despre Cel care și-a zidit casa și vorbește despre temelie, despre fundația adâncă, despre săpătură stabilă, apoi vorbește despre construcția casei și despre acoperiș, Domnul nu vorbește despre o casă în mod vizibil și atât. Este un exemplu din lumea aceasta. El vorbește despre casa sufletului, despre omul care și-a zidit ființa lui, trupul și sufletul lui, ca o casă. Vorbește despre casa familiei, pentru că fiecare familie este o casă, cum spunem. Și când se temează o familie și se pun una, doi, se spune casă pe piatră. Și nu vorbește doar de familie, vorbește despre un neam, despre o țară, despre o societate. Și nu doar despre un neam, pentru că mesajul Evangheliei nu este pentru om, familie, neam, ci este dincolo de toate granițele, este pentru toată omenirea și pentru tot universul, pentru că Domnul a spus clar, mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la toată făptura, care va crede, se va boteza, se va mântui, iar care nu va crede, se va osândi. Dar credința nu este doar din auz și atât, pentru că credința vine din auz. Ci credința trebuie să fie însoțită de fapte credincioși. Credința fără fapte este moartă și moarte. Credința fără fapte înseamnă să fii necurat. Pentru că ai credința verticală și ai strâmbătatea orizontală. Faptele fără de credință înseamnă că ești necurat. Pentru că deși ai fapte de bunătate, de răbdare, de blândețe, de milostenie, le fac și păgânii, dar le fac în numele lor. Sau unor filozofii, fără să le facă numele lui Hristos pe verticală, dreptate și adevărul. Deci, ca să ai totul așa cum trebuie, rânduit după voia lui Dumnezeu, trebuie să fii atât în credință, cât și în fapt. Și spune Domnul clar, nu tot cel ce îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Pentru ce îmi ziceți Doamne, Doamne, dacă îmi faceți ce vă spun eu? Pentru ce sunteți țarniși? Pentru că mă cinstiți cu gura, cu buzele, dar cu inima voastră sunteți în altă parte. Pentru că unde este inima voastră, acolo este pomoara voastră și pomoara voastră este lumea, viața, averea, trupul, sănătatea, toate. Nu sunteți cu inima la Dumnezeu, nu suntem cu mintea la Dumnezeu, nu suntem cu cele ale adâncului nostru la Dumnezeu, ci îl cinstim pe Dumnezeu de suprafață cu buzele și spunem Doamne, Doamne. Dăm o spoială pe orizontală lumii ca să dăm bine în societate, iar adâncul inimii ne învârtim în mod idolatru în jurul nostru, spunându-ne nouă înșine, mănâncă, bea, veselește-te zile îndelungate, pentru că Tu ești Dumnezeul tău, nebunule și orbule, pentru că la noapte îți voi lua sufletul. Și atunci, iubiți credincioși, să revenim cu picioarele pe pământ. Domnul spune clar, dacă vrem să construim o casă, trebuie să avem pe toate așa cum se cuvine. Casa noastră, casa sufletului, casa familiei, casa neamului, casa societății, casa lumii.
Dacă vrem să construim, trebuie să plecăm la o temelie și la o fundație stabilă pe piatră. Care este această piatră? Este piatra Hristos, cea despre care amintește Petru în revelația pe care a avut-o de la Tatăl, când îi spune Domnul: Petre, nu tu, nu de la trup, nu de la sânge s-a descoperit acestea, ci de la Tatăl, Cel din ceruri. Și acestea descoperite erau mărturisirea ta, că tu, Doamne, ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Aceasta este piatra de temelie a credinței noastre, că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat și om adevărat, lumină din lumină, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. Și prin Iisus Hristos îl vedem pe Dumnezeu Tatăl, Făcătorul Cerului și a Pământului, vedem pe Duhul Sfânt care a fost trimis în lume după ce s-a înălțat la ceruri și a fost trimis la cincizecime, vedem întemeierea Bisericii, vedem botezul, vedem credința, un domn, o credință, un botez și iată că toate se așează pe piatra aceasta din capul unghiului, Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat și om adevărat. Și atunci, iubiți credincioși, dacă ești în biserică și dacă ai credința și zici crezul și tu în viața ta de zi cu zi ești un fățarnic și un duplicitar, tot degeaba, pentru că credința fără fapte este moartă și îți spuneți: Doamne, Doamne, degeaba. Dar dacă faptele voastre sunt bune și faceți milantropie, cum am spus, și toate celelalte, cum fac papistași și protestanții și toți din lumea aceasta care dau o spoială a firii umane, o bunătate firească și fac fapte bune, cât le-a lăsat și lor Dumnezeu, dar n-au credința cea adevărată, tot degeaba. Dar Domnul Dumnezeu va judeca pe fiecare după faptele Lui și va primi jertfa după cum Dumnezeu știe fiecăruia din orice neam, în orice zonă, în orice capăt al lumii, nu lasă Domnul nerăsplătită nicio faptă care este făcută cu inimă curată și cu sinceritate. El le judecă pe toate. Nu spunem noi cine se mântuiește și cine nu se mântuiește. Dar accentuăm acest lucru, iubiți credincioși, că cel care își construiește casa, fără să aibă ca temelie credința adevărată, pocăința adevărată, unirea cu Hristos în biserica aceea adevărată, prin Iisus Hristos, unindu-ne cu Sfânta Împărtășanie prin Hristos Euharistic, iată, iubiți credincioși, că El este ca o casă care la prima adiere de vânt, la primul cutremur, la primul buiet, se strică totul, se dărâmă, se răstoarnă, neavând fundație și temelie bazată pe Hristos. Dar piatra cea din capul unghiului este tot această piatră pe care ne zidim noi casă. Piatra aceea, piatra de la boltă, care unește Vechiul și Noul Testament, care pe toate celelalte pietre le susține, este piatra care va cădea peste cineva și peste ceva și va spulbera și care va cădea pe această piatră se va sfârma, pentru că este de nesfârmat această piatră. Atunci trebuie să înțelegem că piatra este de temelie, piatra este de construcție, piatra este de susținere și toată casa, de fapt, este aceeași piatră, Hristos. Toate virtuțile însumate sunt Hristos, credincioși. Iar cimentul care unește aceste virtuți este răbdare. Pentru că într-o răbdarea voastră vă veți dobândi mântuirea în sufletul voastră. Dar nu este de ajuns în ziua de astăzi, iubiți credincioși, să înțelegem acest aspect. Dacă ai credință și n-ai fapte, ești necurat. Dacă ai fapte și n-ai credință, ești necurat. În ziua de astăzi, iată că lucrurile se pun mult mai complex. Pentru că Sfântul Nectare de Eghina, dacă nu mă înșel, spunea clar, nu mai e de ajuns ca pe tipul părinților să spui că ești creștin și atât, nu, ești creștin ortodox. Pentru că acum sunt creștini și se numesc creștini și papistași, și protestanți, și neprotestanți, și sectanți, și toți schismatici se numesc creștini. Nu. A fi creștin trebuie să se numești creștin ortodox. Nu-i de ajuns să spui că citești din Sfânta Scriptură. Trebuie să citești din Sfânta Scriptură care este binecuvântată de Biserica cea adevărată. Nu-i de ajuns, iubiți credincioși, să spui că ești botezat, să fii botezat în numele Sfintei Treimi. Și nu doar în numele Sfintei Treimi,
că și unii și alții, precum baptiștii, se botează în numele Sfintei Treimi, ci în numele Sfintei Treimi cele adevărate, în credința cea adevărată, în biserica cea adevărată, cu rânduiala adevărată de preot ortodox adevărat și botezul și credința ta să fie adevărată, pentru că este multă înșelăciune. De aceea, nu-i de ajuns să zici Doamne, Doamne, pentru că ziua de astăzi, vezi credincioși nebuni în lumii acesteia, s-au adunat ei, pe cum spune Psalmul, pentru ce s-au întărătat neamurile și popoarele au cugetat de șertăciune. Adunatul s-au împărații pământului împreună și au cugetat împotriva Domnului și a unsului său zicând să rupem legăturile lor și să le pădăm de la noi și de lor. S-au adunat toți puternicii lumii acesteia, din punct de vedere politic, conduși în lojile lor oculte și organizațiile lor satanice, de lideri spirituali, între ghilimele, dar de fapt lideri sataniști, care direct vorbesc cu satana și le spune acestora ce să facă pas cu pas, minut cu minut, ca să facă ei o construcție globală, nouă ordine mondială. În această construcție, care este ca o casă întemeiată pe piatra lor numită satana, pe minciuna lor, iubiți credincioși, numită Marea Resetare, numită globalizare, numită mondializare, numită pandemie, și punând un acoperiș asupra acestei construcții pe care ei o numesc protecție, siguranță, bine și așa mai departe, în această casă lor, iată că au intrat nu doar liderii politici, nu doar conducătorii militari, nu doar șefii de stat, ci intră și liderii religioși ai acestei lumi, adunându-se nebunii aceștia sub același acoperiș, în aceeași casă în care stăpânește satan, nu casa Domnului, ci casa satanei. Nu biserica lui Hristos, ci o biserică mincinoasă care îl pregătește pe prorocul mincinos și prin el pe Antichrist. De aceea, iubiți credincioși, uitați-vă cum s-au adunat, numindu-se Crislam. Crislam, o nebunie, o hidră cu multe capete, o fiară cu multe capete. S-au adunat, iubiți credincioși, având ca lider pe Papa, un proroc mincinos, și pe alți lideri religioși care sunt mânați nu de credință, nu de iubire, nu de unitate, ci de o forță nevăzută care i-a pus pe ei pe funcții, pe un duh satanic necurat, care îi adună pe toți ca pe niște marionete să construiască o biserică globală, o religie mondială, în care să tragă pe mireasa lui Hristos prin trădătorii sistemului bisericesc și ai bisericii. Pentru că patriarhi, mitropoliți și episcopi care participă la ecumenism în Consiliul Mondial al Bisericilor și care nu o sândesc pe față sinodul trădăresc din Creta și lucrările acestea eretice care se fac sub ochii noștri, n-ați văzut că ei s-au opus sinodul din Creta? Bine, dar acum oare nu era cazul să se trezească un patriarh, un episcop și să spună noi o sândim acest crislam care se adună în numele lui Hristos. Noi anatemizăm această erezie și rătăcire globală, pe cum făceau părinții. Abia acum trebuia să se adune ei într-un sinod ca să anatemizeze rătăcirea papei și a celor care s-au adunat cu ei. Dar tac, pentru că le e frică, tac, pentru că fac parte din sistemul bisericesc care este la rândul lui supus acestei globalizări și statului. Atunci au două variante. Ori mărturisesc și mucericesc, ori trădează, sunt lași, se mint, își astupă conștiința, politica struțului și în felul aceasta crede ei că mai salvează ceva. Dar spune clar, Domnul, dacă nu ai salvat temelia casei, care este credința cea dreaptă, degeaba construiești tu orice altceva la suprafață, pentru că va veni vântul și furtuna, vântul. Și iată casa aceasta, venind apele mari și pohoi izbind în casa ei, n-a putut să rămână în picioare, ci va cădea. De aceea, iubiți credincioși, în zilele de astăzi trebuie multă trezvie. Să ne respectăm cu adevărat adevărata credință. Să cinstim biserica cea adevărată. Să ne asumăm sfinții și tradiția bisericii prin sfinți.
Iar cum a spus zilele trecute și în continuu, despre Sfântul Ierarh Nil Dorobanțu, ne-l asumăm, așa credem și așa simțim. Pentru că acest sfânt a mărturisit Ortodoxia, acest sfânt a osândit francmasonerii, papism, protestantism, în protestantism, în cărțile lui osândește în continuu orice rătăcire și susține și actualizează și aduce în prezent tradiția bisericii și biserica primară și ni-l asumăm cu toată învățătura lui și trăirea lui de om văzător de Dumnezeu. Sfântul Ierarh Nil Dorobanțu, patriarhul Bisericii Vlahene Prigoniților, în care vor fi nevoiți, cred că dacă vor trăda atât de cumplit mai mari noștri din biserică, vor fi nevoiți să intrăm în prigoană și în catacombă, că deja am intrat, pentru că ei se leapădă de noi, pentru că nu suportă mărturisirea credinței. Acum ar trebui să se adune teologii și preoții, să se frământe arhierei și să spună, este nevoie să spunem poporului și să osândim această lucrare drăcească globală, mondială, la nivel politic, economic, militar. Și acum uitați-vă cum pregătesc potirul comun prin acest crislam în care să se adune toți într-o împărtășire comună, dintr-un potir, dintr-o otravă, dintr-o minciună. Atunci un sfânt ca Nil Dorobanțu ar trebui să-l citiți toți. Pentru că nu există pagină în care să nu vă luminați. Nu există paragraf în care să nu vorbească de împărtășirea continuă. Nu există carte în care să nu afișeze, să mărturisească, să lumineze dreapta credință și să o osândească toate rătăcirile drăcești. Vorbește de pe vremea aceea, ai zis că e din ceași, că e Sinodul Tâlhăresc, citiți, al 8-lea Sinodul Tâlhăresc, vorbește despre vremea aceea, despre lojile lor oculte în care vor să lovească în biserică. De pe vremea aceea vorbește că vor trece 50 de ani și va veni prăpădul și gândiți-vă că a murit în 77 și s-o cotiți 50 de ani, cum se leagă cu proiecțiile noi ordini mondiale care se adună și când vor fi la vârf, va fi un prăpăd. Citiți și vedeți în cuvintele cerești câte profeții sunt acolo, dar omul nu vrea să le vadă. De aceea, iubiți credincioși, treziți-vă și uitați-vă în interiorul vostru, în viața voastră, în familia voastră, în societatea noastră și să ne punem întrebarea. Suntem noi niște creștini care ne-am construit casa pe piatra Hristos sau doar spunem Doamne, Doamne de fațadă și restul vieții noastre îl dăm sistemului? Ori zicem Doamne, Doamne, duminica și toată viața noastră nu o dăm lui Hristos, ci o dăm sistemului. Ori spunem, Doamne, Doamne, ajută-ne și scapă-ne și când ne-am văzut cu saci în căruță, revenim la viața noastră de zi cu zi, uitând pe Dumnezeu, încercând să ne încadrăm societății vremurilor și sistemului și să facem pactul cu dracul până trecem puntea. Ori este vremea mărturisirii, iubiți credincioși, și va scăpa acela care își va asuma chiar mucenicia în fața lui Dumnezeu. De aceea Domnul spune clar, casa ta nu va rezista decât dacă vei avea credința cea adevărată. Dar ați văzut că ieri am spus așa. Nu judecam și iarăși nu judecam. Pentru că este mare păcat să te legi de neputințele fratelui, de păcatele fratelui, că este poate mândru, că este încăpățânat, că este leneș, că este mincinos, că este hoț, că e bețiv, că e desfrânat, că orice ar fi, el lasă în mâna Dumnezeu. N-ai voie tu să te implici. N-ai voie tu să-L judeci. Nu judeca. Dar, iubiți credincioși, când e vorba despre credință, Domnul spune clar, mustră, ceartă și îndreptează cu timp și fără timp. Când e vorba de credință, Domnul spune așa și apostolul, oaie fiind, ce te faci pe tine păstor? Stai cu minte în ascultarea ta. Dar când e vorba de credință și oaie fiind, trezește-l pe păstor și mustră. Dar să fii foarte atent că și această mustrare și mărturisire trebuie să fie cu smerenie. Dacă ești mai mare, din perspectiva dreptei credinței, mustră-l pe cel mai mic, la părintești. Dacă ești de la egal la egal, mustră-l pe fratele tău, dar frățește. Dacă ești mai mic, mustră-l pe mai marele tău, dar cu smerenie, dar mustră, când e vorba de credință și mărturisește și Domnul spune clar cu discernământ, ieșiți din mijlocul lor și vă oseliți, zice Domnul. Nu stați sub acoperământul caselor când se vor
prăpădi toate. Asta nu înseamnă să ieși din biserică prin schismă. Asta nu înseamnă să ieși din biserică prin erezie. Asta înseamnă să stai în biserică și să mărturisești chiar dacă ei se vor depărta de tine, chiar dacă ei te vor exclude în mod formalist și administrativ, din biserica lui Hristos nu te poate exclude decât Hristos. Și te excluzi tu, nu te exclude Domnul, pentru că El nu vrea să piardă pe niciunul, pe nicio oaie rătăcită, ci tu te excluzi, te auto-excluzi prin erezie, schismă și înșelare. De aceea rugăm pe Domnul Dumnezeu mai mult ca oricând în ziua de astăzi să ne dea darul discernământului, să ne așezăm casa sufletului pe piața credinței, să nu intrăm în sistemul acesta demonic și satanist, care din ce în ce o să vedeți că le strânge și le pervertește ca să fură mințile, căutând printr-un sistem satanic pe cine să înghită demonul necurat. Atunci să stăm în biserică, să stăm în viața noastră, să stăm în inima noastră, având ca temelie pe Hristos. Dar ca să-L avem pe Hristos ca temelie autentică, trebuie să venim în fiecare liturghie la Sfânta Împărtășanie. Trebuie să-L avem pe Hristos în inima noastră ca piatră de temelie, dar nu în mod formalism și declarativ, ci prin pocăință sinceră și prin împărtășire. De aceea, iubiți credincioși, mai mult ca oricând în ziua de astăzi, încercați să vedeți și să observați. Vedeți cum se schimbă de la 4 la 4 ani, de la 5 la 5 ani, se schimbă câte un președinte. Și apoi se schimbă câte un guvern. Și apoi se schimbă câte un partid. Și apoi se schimbă câte un lider. Și apoi se schimbă câte o formă. Și toate acestea se schimbă și cad. Pentru că nu sunt întemeiate pe viața Hristos. Și o să cadă și uniuni, și alte uniuni, și sisteme, toate o să cadă. Pentru că nu sunt întemeiate pe Hristos. Voi lăsați-le să curgă și adunați-vă în Sfânta Biserică, în corabia cea mântuitoare, și Domnul Dumnezeu vă va purta de sănătate și de mâncare la fiecare. De aceea, iubiți credincioși, adunați-vă cu toții în Sfânta Biserică, cât este timp de pocăință și de împărtășire. Și uitați-vă la toți acești lideri care vin și se schimbă și vă prezintă vouă forme și partide, cum am spus, ca să vă păcălească, să vă aducă sub casa lor. Ieșiți! Nu vă identificați cu partidul. Nu vă identificați cu sistemul. Nu vă identificați cu locul în care lucrați. Nu vă identificați cu nimic din lumea aceasta. Ci sunteți copiii lui Dumnezeu și creștini ai Bisericii și atât. Iubiți credincioși, nu luați formele lumii acestea. Și dacă vreți să verificați, uitați-vă la câte un lider care vorbește atât de frumos. Amintește de Dumnezeu. Zice că merge la biserică. Zice, Doamne, Doamne. Dar nu are sinceritate. Nu are pocăință sinceră. Nu stă în liturghie fiecare duminică. Nu se împărtășește cu Sfintele și Preacuratele Taine. Este plin de mândrie. Se folosește de mireața lui Hristos. Cum s-au folosit toți nebunii aceștia. Ba de Sfânta Paraschiva făceau băi publice. Ba de fratnice și sărbători veneau la biserică. Și poporul acesta prost, altfel nu putem spune, prost de bun și neînțelegător, lipsit de discernământ, neavând lideri și povățuitori, nefiind catehizați și luminați, nefiind ajutați să aibă discernământ duhovnicesc, în duminica orbului au ales pe cel orb și mut. Și iată că am ajuns unde am ajuns. De aceea, iubiți credincioși, ce casă să mai apere? Mai ai de apărat vreo casă exterioară? Nu. Apărați-vă casa sufletului. E singura care mai poate fi apărată și scăpată în ziua de astăzi. Adunați-vă cu mintea inimă, în rugăciune neîncetată, simplificați-vă lucrurile, să fiți uniți unii cu alții, veniți în Sfânta Liturghie, împărtășiți-vă ca sângele lui Hristos, Duhul cel Sfânt, să ne țină pe toți ca pregătire pentru Împărăția Cerurilor. Amin.